Bună seara! Bine v-am găsit! Și o să vă tot găsim încă vreo câteva săptămâni. Arăți din ce în ce mai bine, din ce în ce mai tânăr. Se apropie, cred că. Hai, bă, ia mai zi. Mai te zi, mai zi. Poate te aude cine trebuie, nu o să mai avem vacanță niciodată. Mă rog, dar apariția lui Mircea N. Stoiane ca o vacanță în viața noastră. Apariția lui este exact ca o vacanță. Știi, parcă se roagă. Când, stai, mă, și când ești elev, așa, și faci o boală de aia nasoală, faci o boală? Vacanță de aia. Uite, aia, așa, da, este, da, Stoian. Da, știi? Corect, o boală de aia. Exact. Mircea se duce la un aparat minune de îngreșat și a urmărit adritor. Băi, adevărat, am slăbit. Ați-a inventat aparatul minune. Păi dacă era să iau cămașa asta astă iarnă, nu mă încăpea. Păi era, cam, uite așa, opa, cu listării de scherți. E, da, acum. Era și cu scherpinare din... Prietene, lasă că bătrânul arată bine. Lasă. Arată-mă. Tu ai văzut pozele alea din tinerețe? Are un trup fără greșeală. Sunt alții care la vârsta mea... Arții la vârsta mea au parastas de 2 ani făcut. Bravo, e adevărat. Tu ai e de 10 adevărat. Ani. Da, bă, băi! Are parastas, da, de 10 ani doar într-o anumită zonă. Numai la anumite părți ale corpului. Bravo, asta, da. Bravo. Hai, ce mă... hai, în formă! Ce mă sperie... ce mă sperie că am început să avem același tip de glume. Nu, nu știu dacă el s-a dat după mine sau eu după el. Am început să gândim la fel, cred că... Auzi ce tu nu știi, în pauze se duce acolo pe scaunul tău, fii atent. De acolo, acolo poți să încarc. Citezi iarle, că e lumina. E, ce nu știe lumea este că în această seară vom fi în echipă completă, așa că le invit pe Bianca și Daniela. Hai, dragă! Ce bine, ai venit acasă! Ia uite-le! Ai venit acasă! Ia uite-le, ia uite-le, de la țânțari, ia uite-le! Da! De la țânțari? Păi dacă doarme tufe! Auzi? Doarme tufe! Ia uite, ce doarme tufe! Crudu-te! Și țânțarii te pun să stai în genunchi? Nu e de la placă! M-am dat... Da, asta-i bună! Sunt mici, mă, țânțarii, și trebuie la placă, m-am dat cu wakeboard-ul și așa m-am lovit. E bine. Deci Bianca a venit acasă, Crăduța a plecat de acasă, nu? Dar de ce doar pe un picior, mă, ca păi așa? Păi, nu știu ce-am făcut. Sincer, nu mai țin minte. E bine. S-a întâmplat în weekend? Nu, weekend, da. Bine. Incredibil. Timo, Bianca, ești bine? Băieți, da, urmași pe acolo? Cum, da, sunt băieții? Nu te-am întrebat. Să știi că ai câțiva. Da? Cum sunt? Ai câțiva rezervați de la mine. Păi mă pregătesc să dau afară vreo 12, da? Pe cât sunt toți? 22. Hai, mă, să trecem, vreau la alte. Ia, da, hai, bă, hai, mă, să stăm. Păi lasă că te chem cu mine la... Dar vreau și eu să vin. Hai la Crăduța, gata, altă dată. Hai să stăm și noi. Hai să vorbim. În, zic cu revista presei aia, că sunt curios. Stai așa. Vreau acolo. Eu te am spaiu. A venit spate. Ia uite ce copertă. Cum se ard fetele? Pe unde? În genunchi! În genunchi! Unde-i spaiul, frate? N-aveți spaiul? Și că cum se ard fetele? Cum partea întâi. Pe unde știi? Așa e coperta. Partea întâi. Cum se ard? La Raluca Lăzăruț, Cosmina Păsărin, Daniela Crudu. Ia uite ce bandană roșie ai. Da. Marina Dina, Rosmarie Florescu. Pe Rosmarie am văzut cum se arde. Am văzut-o într-o filmare mai Rosmarin Florescu. Păi, exact, așa trebuia. Ea n-a fost asistentă la Surprize, Surprize. Rosmarin Florescu, așa trebuia. Da. Andreea Bododel. Bă, dar a apărut acum brusc pe piață. Cine? Bododel asta. Bododel. E un fel de dodel. E un fel de dodel cu bou în față. Ana Maria Gheorghe și Raluca Dumitru. Mă rog. Și Cică Buzdugan și Morar au rămas fără niciun ban în Italia. Bă, asta e coperta. N-am păi, apucat da, mă, să... Da, dar există cărți de credit. Ca să le iei cu tine. Corect. Ramona Gabor din ce în ce mai neîngrijită. Păi, acum... A,
acum... Bă, Nică Junior se plimbă cu decapotabil. Stai mă să vedem. Da, eu stai puțin să creau să se creeze confuzii, că până acum era Monica Gabor și Ram, Monica Columbeanu și Ramona Gabor. Acum da, o să fie Monica Gabor și Ramona Gabor. Dar nu o să mai știi care din ele e una și care e cealaltă. Uite, avem un material paparații la pagina 10. Și că Raluca Lăzăruț își schimbă slipul de față cu prietenii iubitului ei. E tare. Păi și ce? Ce le poate arăta mai mult? Am fost și noi cu... slipul. Era împreună cu iubitul ei la Milano, la botezul celei de-a doua fetițe a lui Chivu, dar nu și-a schimbat Raluca Lăzăruț chiloții? Păi da, asta am înțeles că nu e în program să schimb chiloții la botez. A, uite bă, Daniela Crudu este unsă cu toate ale fiile. Cine-i mă băiatul ăsta? Era barman acolo. Păi barman mă, Cruduțu, eu știam că lovești sus. Păi lasă că dacă arăta bine ce? Mică, mică. Mă rog, Cruduța o vedeți... Mică, mică, dar ridică, ghiși ce, macaraua. O vedeți veselă pe Cruduța, dar în culise era foarte amărâtă pe ziariștii de la tabloide, supărată fleașcă pentru că scriu urât despre tine, nu? Da, no, pentru că da, să știi că m-am supărat pentru că au spus... despre apartamentul da. Da, le zi tu. N-ai, frate, dă-i-l mă pe bărbuțel. Dă-i-l pe Bărbuceanu, vrea să-i dea în genul. Îmi zicea, eu îi dau un judecat. Păi da ce, apartamentul mi-l-a la mama. Nu, Cruduța, și... ziariștilor, oameni buni, trebuie să veniți cu probe că distinsa noastră colegă are banii de unde ziceți voi de la Brașov, de la domnul ăla. Dacă nu veniți cu probe, Cruduța vă va da în judecată și va face apel la avocații domnului asta, de la Brașov. Asta spunea ea cu vorbele ei în culise, care nu pot fi reproduse acum. Sunt prea distrată, nu pot să... Mă rog, mai bine să nu spui cum ne spune. Printre tot felul de interjecții și vorbe care... Și vorbe grele, care doare. Sfatul ăsta era, băi frate, miliardarii, milionarii au avocați buni. Are avocați. Deci apelează măcar la avocații lui, dacă la el zici. Dacă voi veniți cu probe, toată lumea tacem din gură. Bravo. Dacă aduceți probe... Dacă nu veniți cu probe... Vai mă rog, de chiloții voștri schimbați e plin, da, corect. E plin această revistă de fete de ale noastre din popor. Carmen Brumă cam prea sexy. Mă rog, este și un paparazzi cu Mircea Badea și Carmen Brumă. De vară, să vede că a venit vacanța. Alo. Alo. Alo, alo, șefii, alo, să vede. Nu prea, aici nu prea. Am primit desfășurătorul pe următoarele săptămâni. Adică, mă rog, programul Antenei 1 a venit pe mail, mi-a stat inima. Așa că o să ne mai vedem. Se pare vara asta, destul de mult timp. Însă până atunci profităm până pe 1 septembrie. Când avem... Și pe 5 începem. Da, până pe 1 septembrie, pe 5 începem. Transmităm în direct de la Barcelona între... Transmisie direct din aripa de vest. Între 20 și 1 septembrie. Da, am profitat de faptul că alții sunt în vacanță sau, mă rog, în scurte pauze de filmări și cel puțin la aceste ore și au avut amabilitatea să vină alături de noi. Prins din ce în ce mai greu, pentru că așa cum vă spuneam, este ocupat cu fel de fel de proiecte și de iubit nu iubește decât pe Gherghe, Cătălin Botezatu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Dacă aș fi venit eu cu de-astea portocalica a lui Botezatu, ar fi zis toată lumea, uite, a nebunit bătrână. L-a apucat și poate trebuie să-l ducem la nou. Păi lumea poate să zică și acum, uite, a nebunit bătrână. Da, sau cu da, adică poate să zică, lumea, indiferent de ce vin invitații. La Botezatu zice, mamă, ce mișto arată! Păi arată-mă mișto, tu nu vezi că e asortat, i-am spus că păi și eu sunt asortat, uite! Are cămașe mișto? Ce pasă ție ce spune? Bine, ai și o muscă. Merge o muscă. Am o muscă? Tine, da, acum nu știu. Pe acolo, pe... Și muștelor le plac și pantofi. Și muștele trag la... 1272 puteți trimite SMS-uri ca de fiecare dată, pentru că, așa cum vă spuneam, rar îl mai vedeți pe Cătălin pe la ore din acestea târzii de noapte. Muncești mult, nu? Rar pentru că filmez în continuu. Din păcate. Cum mă, din păcate? Nu vine bănuțul? La foto, păi, nu, din nou, că nu contează numai bănuțul, contează că fac din pasiune. Și să lucrez la 3 proiecte deodată sau la 2, ca în cazul de față, e
Uite-te ce ceas nou și scump. Și Cruduța lucrează la mai multe proiecte. Nu l-am, din cauza antenei, iar ceea ce sunt nu sunt din cauza antenei. Unu, sunt antena. Nici măcar datorită, nu? Antena profită de imaginea mea. A fost o ofertă extraordinară, onorantă. E adevărat că dacă n-aș lucra cu casa de producție cu care lucrez, poate că n-aș face atâtea lucruri minunate, pentru că am o echipă extraordinară. Datorită lor realizăm aceste show-uri și, repet, nu știu dacă aș fi în stare să fac lucrurile astea cu o altă echipă de producție și nici n-aș face. Este, până la urmă, o întâlnire fericită, nu? Între brandul Botezatul și brandul Antena 1, din care profită fiecare. Profităm și noi, că uite, te punem la muncă, profi și tu că ne iei banii, deci nu e nimeni supărat. Antena 1, fiind un post, zic eu, poate cel mai, în ceea ce îmi primește, cel mai bun post, profită de mine. Dacă am reușit să te luăm de la concurență, înseamnă că... Da. Bine, nu se știe pentru cât timp. Never say never. L-ați dat pe Botezatul de la gura concurenței. Exact, da. Ideea, niciodată că, n-ai, ideea e că am înțelegere în conducerea Antenei 1, repet, în casa mea de producție cu care mă înțeleg extraordinar și că ceea ce am făcut până acum a dovedit că suntem puternici cu toții. Singurii care te stresează în antenă suntem noi, nu? Da. Fetele din echipa noastră. Astăzi a sunat de sute de ori. Și nimeni nu credea că filmez, dar... Credeam, mă, cum să nu credem? Dar trebuie să te prindem așa. Dar, pe urmă, ca să nu zici că nu vreau sau că, mă, iar încep cu... Nu, că nu vreau și am ceva cu tine, am venit, uite. N-am, am zis eu vreodată că ai ceva. Ca alții. Aici. Cine? Care trebuie să fie în Grecia sau în... Ca alții și arăți așa într-una. Mă rog, da. Neimportant. Ca întotdeauna, când doi oameni se iubesc, se și apar și scântei de multe ori, că așa e dragoste cu năbădăi. Însă proiectul acesta, Burlăcița, la care Bianca s-a înhămat și iată lucrează de vreo săptămână, sper să-l ducă la capăt, bine. V-a dus din nou împreună. E pentru prima oară când sunteți... Pentru ea e o provocare. Pentru că... Împreună cred un fel, dar zice. Nu împreună zice, pentru că, na, după ce v-ați despărțit, presupun că n-ați mai stat atât de mult timp unul lângă altul. Nu. Pentru Bianca e o provocare. Dar și pentru tine e o provocare. Nu. Să petreci atât de mult timp lângă Bianca, nu? A, nu, deloc. Să nu uităm că ea este acolo pentru a fi cucerită de 12 flăcăi. Chiar dacă urmează întrebarea, nu ești gelos? Nu, pentru că n-a plecat din patul meu, a plecat din patul domnului Cristea. Relația mea era terminată de mult timp. Ai putea să te chiar abții. Gata. Nu, am spus ca să se știe. Da, lasă că se știe, nu trebuie să răpesc. Dar n-am spus nimic. Și n-a plecat din patul lui Cristea, e foarte mult afirmația. Plecase din patul lui Cristea mai de mult. Era, a avut vreo lună și ceva liber. Nu, acum poate că a plecat din patul ei. Sau cine știe. Ideea este că concurenții și cei care văd show-ul să nu-și închipe nicio secundă că s-ar mai putea aprinde ceva între noi doi, în afară de scântei profesional. În schimb, înțeleg că atitudinea, adică, mă rog, atmosfera s-ar la mai putea filmări, aprinde o casă, atmosfera la filmări e una mișto. Adică da, e foarte e mișto, glamuros, sper să se poată ridica la nivelul acelor filmări și așteptărilor noastre, pentru că e o provocare și cred că a venit timpul să demonstreze că poate mai mult decât să sprijine acel scaun. Exact asta e, haide, nu fi... Nu, mă rog, eu de-aia am propus-o acolo. Nu fi rău cu ea. Că nu sprijină un scaun, știi foarte bine, cel puțin sezonul trecut. E adevărat, mai vorbește de când. A fost în prim plan aici în emisiune multe. Acolo multe are șansa ediții, să se afirme și însă acolo asta i-am spus și eu, te las să pleci de aici pentru că e greu să renunți la un om de bază din echipă, tocmai pentru a le demonstra, pentru că eu știu ce poate. Pentru a le demonstra oamenilor că este mai mult decât o asistentă și sunt foarte mulți care asta cred despre. Eu am spus de ani de zile, iată, dacă și tu, dacă și tu spui că sprijină scaunul, deja o să le dai apă la moară celor care nu, doar asta dar consideră. Dar tu știi că eu țin foarte mult la show-ul tău, țin foarte mult la tine. Dar poate să sprijine scaunul cu talent. În același timp am ținut foarte mult și la ea și la imaginea ei și știu că acum vorbești un pic și la imaginea ei, pentru că și tocmai vreau să demonstreze că poate mai mult. A demonstrat până acum. E adevărat. Simt un pic de părere de rău că nu mai e. Poftim? Simt un pic de părere de rău că nu mai e sub aripa ta. Sub aripa mea? Din toate punctele de vedere. A fost întotdeauna sau sub plapuma? A fost întotdeauna aripa sub bate fi de puf, de nu plapuma bate fi de puf. Chiar dacă a știut, chiar dacă n-a știut și am protejat-o și cu știrea și fără știrea ei. Pentru că am ținut la ea din toate punctele de vedere și apoi am ținut la ea să demonstreze că este ceea ce... Într-o intervenție telefonică pe care ai avut-o tu săptămâna trecută aici la noi la emisiune, spuneai că această perioadă în care veți sta aproape ar putea fi un nou început al relației. Nu, cred că ai înțeles greșit. Ai zis că niciodată, ai zis, mă, nu cumva s-ar putea să veniți să nu găsească niciun burlac acolo, să vă întoarceți împreună. Nu, și ai zis la fel ca și mai devreme, never say never. Da, din care nu se cred. Putea înțelegea că există o mică nu șansă. Nu cred, că acum îmi dau seama cât de mult s-a schimbat și nu cred că
O ajut foarte tare profesional și o sprijin din toate punctele de vedere, pentru că asta e menirea și e vorba de show-ul meu și e imposibil să nu iasă bine, uh-huh, indiferent ce ar face ea, și dacă ar face lucruri proaste, tot bine va ieși. Dar nu face lucruri proaste. Nu cred că ar fi cazul. Așa că, băieți, pretendenți la inima Bianca, stați liniștiți. Două întrebări, da, legate de inima Bianca. Una ar fi, dacă nu cumva concurenții, cei 25, am înțeles de la tine, nu? Sunt cumva crispați de prezența ta acolo? Nu. Pentru că ei trebuie să facă totul să o cucerească. Nu. Inclusiv să o agațe cu tehnici bărbătești, nu? Burlăcița este un alt format, se diferă puțin de burlacul, nu sunt acele... Dar ți-au cerut sfaturi? Au venit da, la... da, sigur, toți mă întreabă... Ce îi place? Unde s-o gâdilăm? Nu neapărat asta, pentru ei o femeie specială, sofisticată, cu multe secrete, mă rog, și normal că mă întreabă, dar formatul acesta vrea să scoată în evidență o adevărată luptă, și la propriu și la figurat, între ei, pentru că... Corect. E o emisiune în care trebuie să dai dovadă de bărbăție, de foarte mult curaj, efort fizic. O să vedeți, nu pot să vă spun prea multe, normal, n-am voie. Normal, că dar, când va intra pe post? E de văzut. Deci, joia viitoare de la 20:20, deja... Burlăcița, urmăriți-o, pentru că de data asta este altceva și mult mai spectaculos. Se bate oamenii aia cu ulucili? Cu parul rupt din gard. Ulucili, băi! Crede-mă, Stan, că... Se bat și fac lucruri care nu se bănuiești. Se bate, nu se bat. Se ai, bate. Atunci, ai... Care nu bănuiești că fac băieții. Da? Pentru o femeie. Bine, noi suntem mai fraieri uneori pentru o femeie, dar... Asta am să zic. Ce asta... nu bănuiești că fac băieții pentru o femeie? Noi facem toate prostiile. Oricum, când, sunt când tipologii, se pune flama. Tipologii de bărbați diferite, spectaculoase din toate punctele de vedere, hazli, comice, are de toate. E un show cu toate ingredientele. Ai observat că de pe margine poți observa mai bine. Este cineva cu adevărat, începe să se lege ceva, să se îndrăgostească vreunul dintre ei? La propriu. Bianca sau... Nu, dintre băieți. Că pe Bianca o să o întreb direct. Băieții toți sunt căzuți ușor în freză, pentru că atunci când o văd că aparițiile ei sunt... E o apariție. Da, pentru ei. A fost și pentru tine. Ei sunt în situația ta de acum 2 ani. A fost nu apariție, ci o dispariție. Ei de acum sunt în situația lui Cătălin de acum 2 ani. Și pentru tine a fost o apariție. Pentru mine n-a fost o apariție spectaculoasă când am cunoscut-o. Că nu era așa de spectaculoasă. Vulpea care nu mai ajunge la strunguri zice că sunt acri. Ia uite. Crede-mă că nu-mi plac struguri. Sunt convinsă. Vulpea. Bine, ui, și dacă mai strugurii? Dacă mai slăbești mult, s-ar putea să ajungă la smochine, la stafide, la vreji. Aici nu vreau să o susțin, dar așa cum arată slabă, chiar dacă presa sau lumea... Vezi că tu ai, o să vorbești despre foarte bine. Tu ai băgat în cap, care nu se pare că e foarte slabă? Nu. E aproape anorexică. Știți cum e cu Bianca? Dacă îi se întâmplă ceva, să-i puneți oglinda, să vedeți dacă mai respire și atunci să o credeți. E bine, stați liniștit. Îi dăm de mâncare cu forță. Arată foarte bine, n-a arătat niciodată mai bine ca arată acum. Foarte bine, dar prin... Tocmai de-aia spun, atunci când am cunoscut-o, eu nu arăta atât de bine. Din toate punctele de vedere. Și nu era nici e melodia aia celebră de la 3 Sud-Est, amintirile mă răscolesc, amintirile mă chinesc. Nu, pentru amintirile că voastre nu se pot în prezent, iar prezentul meu e foarte da, frumos. Da, dar n-ai cum să le ștergi, că n-ai Alzheimer, adică nu, încă dar poți să fără să vrei îți revin. Știi? Nu vă încurcă amintirile astea din relația voastră? Ea mă mai încurcă uneori, dar în rest nu. Poți lucra, te poți rupe de tot ce a fost, să lucrezi super profi cu ea. Păi întreabă, nu lucrez pe ei, acum, suntem colegi. Acum urma interviul și cu Bianca. Ia zi-mă, Bianca, că uite, eu sesizez la Cătălin. Da, suntem colegi și atât. Multă malițiozitate. Chiar dacă avem zile în care avem discuții de-astea, ne certăm între ghilimele, nu-mi convine părul, nu-mi place rochea, nu aia, suntem astea colegi sunt și atât. Pur estetice, pentru că, din punctul meu de vedere, oricum, pot el nu e niciodată mulțumit. Restul ține de formatul emisiunii, sfaturi pe care le dau vis-a-vis de format. Acum, ca să fiu, știi, să nu fiu ipocrit, pentru succesul emisiunii, faptul că voi nu mai sunteți atât de prieteni este un lucru bun. Ba din contră, nu că nu mai sunteți atât de prieteni, aproape că nu mai sunteți prieteni. Hai, deci este chiar cale liberă spre inima ei, știi? Nu era... Normal că s-a nimerit, dar putea fi foarte o convenție, știi? Din umbră, indiferent că va ști sau nu, o voi proteja și o voi susține. Chiar și întâmpinile pe care le fac. Da, și oricum ar fi preferabil să schimbi puțin atitudinea. Asta e bine așa. Poate găsești un om
Nu, la modul mai general, okay, pentru că Brașov. Simt că e puțin cam aspru cu mine, unde? Atât. Pe la Brașov. Nu. La Brașov? Nu, nu. Nu știu, e aspru? Nimic. Păi da, mă, dar întotdeauna e bine să fii, să ții omul în scurt ca să scoți din el ce e mai bun, nu? Eu zic că în show-urile pe care le-am făcut până acum, faptul că am fost aspru sau exigent a dat denotă că au avut succes. Eu mă gândeam dacă aș fi fost producător și văzând și finalul de la Burlacul 2, că ar putea să mai existe o lovitură de asta de grație. Acum să nu vă închipuiți nebunii. Vreau să fac o emisiune, adică să mine, nu aleagă, nu? Să nu aleagă niciun concurent și să plece din nou Burlacul cu tine. Burlacul pensionar. Nu e rău. Burlacul la pisie. Burlacul meu. Și unde? Îți dai seama câte babe cu bani ar veni? Da, da, da. În primul rând ar fi filmări pe la economaturi, nu pe la farmacii, până parc la șahiști. La coadă la policlinică. Da, corect. Zi, Bianca, apropo de băieți, îmi spuneai că vrei să elimini 12 dintre ei, nu? Gata? Nu pot să-ți dau cam multe detalii despre ei. Nu, Doamne ferește, nu vreau să-mi dai niciun. Da, urmează să elimini. Dar te simți atras de cineva? Nici atrasă, pardon. Nu i-am cunoscut foarte bine. I-am văzut, a fost doar o primă... Te jenează prezența lui Cătălin? Nu. Hai mă, că a fost sincer. Ce? Și el s-a întristat. N-ați avut o cameră să-mi dați mă Cătălin. Ești un pic masochist să mor. Dar nu sunt mai. Deci sunt foarte bine în perioada asta în care filmez la Burlăcița. Cu mine însum sunt foarte fericit, sunt foarte happy. Deci n-are de ce să o jeneze și a simte asta. Fiecare cu viața... Da, ai lui. Spus ceva de Grecia. Cine trebuia să fie în Grecia? Nu, ea trebuia să fie la niște filmări în Grecia, în Spania sau apoi în Grecia. Și din păcate n-au mai avut loc. Păi, n-ai văzut ce e în Grecia? Da, probabil criza asta. Sunt proteste. Doamne ferește, vă întoarceți de acolo. Sau vă blochează pe acolo echipa de filmare. Un prieten de 2000 de ani, Miron Mure, a fost cascador, un super băiat. Îmi zice, trebuie să te bucuri, mulți ar vrea să arate la 80 de ani ca tine. Ce e mai nasol e că atunci când anunță o echipă să-și facă programul după tine, e nașpa, pentru că ea lucrează devansat, lucrează mai mult decât ar trebui și e urât. Măcar anunță că totuși mai ești în țară câteva zile. Este foarte muncitoare și va recupera. Poftim? Sunt convins că va recupera. Nu e nicio problemă, că am recuperat eu pentru ea asta, nu contează, ai dar văzut? Ar trebui să dea dovadă de profesionalism. Da, mă, da. Capată, nu vrei să schimbăți. Gata, acum știu. Că deja până acum era... Hai să trecem. Până acum era... Da, ce bine fără tine, era o Caterinca între, între foști iubiți, așa, da. Riscă din Caterinca, ați mai avut voi din înțepături de-astea prietenești, ați ajuns să o faci să plângi sau să nu. Din Cătălin, din ale zine lui, cu Blana, cu alea, cu alea. Scandalurile în care ai fost implicat. Nici de asta nu am ce să vă zic prea multe, pentru că se vor ocupa, așa cum spuneai mai devreme, avocații. E un subiect căruia nu doresc să-i fac reclamă pentru că nu merită. E deja pe rol, se va rezolva totul. Da? Consider că ai fost prejudiciat, presupun. În scandalul ăla. A, de fapt, ce a fost la mijloc? De ce te-a atacat în senin? Tu n-ai, în toată cariera, n-ai foarte multe scandaluri. Nu, profesional vorbind. Au fost altele pe viață personală, dar pe care și l-a asumat, probabil că PR-ul l-a sfătuit prost, pentru că a atacat... Bine, de fapt, PR-ul l-a sfătuit bine. S-a luat de cine trebuia să-și facă reclamă, numai că nu i-a spus unde să se oprească. Și atunci... Pentru cei care nu știu, te-a acuzat că i-ai furat Oblan. Nu. Discuția e simplă, mai spunem o dată, nu, cum să fură. Monica Vlad, una din prietenele mele, cea care a mai departe, scris și romane... m-a tot sunat timp de 2 luni să-l cunosc pe acest domn, care vroia să mă cunoască și să îmi ofere, eu să cuvântul să de blând, Oblan. I-am spus că eu și în Șila am și pe pat. Eu am în casă, în cușcă. Dar mite, și în colecții. Mă rog, a fost o întâlnire, după 2 luni am reușit să merg la acea întâlnire, a fost o întâlnire foarte amicală, prietenească, în care efectiv i-a declarat pe urmă Monica că tremură de fericire că ne-am văzut la acea cafea. A insistat, repet, a insistat să-mi oferă un produs din Șinșila. Am spus că am toate produsele. A zis, dar trebuie să-ți ofer ceva. Și am zis, bine, căptușește-mi o geacă, o vestă de schi din aia fără mâneci. Mai departe, m-a rugat dacă pot să-l promit și am zis, voi încerca
Și uite că, zic, dacă tot ai o colecție frumoasă, spectaculoasă, la Simona, în emisiune, când va fi o prezentare, o vom îmbrăca pe o cântăreață care, cum o cheamă tot timpul, iud numele, ah. O să-ți aduc aminte, cu acea ogoblană. Am spus din partea cui este blana. Cât Sofia? De Sofia? Sofia, draga mea Sofia, care tocmai a lansat un album. Eu sunt fan. Am îmbrăcat-o Sofia, am spus de unde este blana, deci reclamă cât casa, deci s-ar putea să primească chiar nota de plată pentru asta și voi face tot posibilul. Fără să, deci, repet, nu am fost angajat să-i fac reclamă, nici PR, nici atâta. După care am zis, dumne, dacă tot omul vrea și chiar e la început, cum am ajutat foarte multă lume la început de drum, urma o emisiune a Next Top Model în Finlanda, unde am spus, uite, dacă tot ai blănuri, ai o colecție de blănuri? Da. Perfect, o să o folosim în Finlanda. Când a venit momentul Finlanda, mi-a spus că din zecile de blănuri care le mai are doar două sau trei și câteva gulerașe și căciuli. Căciulele și gulerele nu le puteam folosi pentru că n-aveam cum. Și ciucuraș. Și ciucuraș, da. Un ciucuraș de blănuri. Și am spus, bine, dar cum facem? Eu am 12 fete la Next Top Model. Tot eu am găsit soluția, am luat blănuri din colecția mea. Rich, famous and glam. Asta vreau să te întreb, de ce nu ai apelat direct? Păi nu știi când vrei să faci bine? Am pus toată colecția mea alături de cele trei blănițe de la acest domn. Am spus pe post cu mulțumiri, pentru că, din păcate, pentru că există la sfârșit mulțumirile. Deci și-a asumat și colecția mea. Iar eu i-am oferit-o ca să pară mai stufos, deci cu colecția mea. După care, mai mult decât atât. Deci, practic, oamenii au crezut că este când am venit partea înapoi, colecției lui. I-am înapoiat cele trei blănuri și cele gulerele aferente. Mi-a spus, uite, aș vrea, știu că tu ești prieten cu Simona, nu vrei să-i dăruiești? Zic, ba da. Mi-a lăsat un guler de acolo pe care l-am dăruit Simona spunându-i, acest guler este de la, ți l-am adus în dar de la bunul meu prieten. Am văzut momentul. Deci, încă o dată, încă o reclamă. Mai mult decât atâta, acum 3 săptămâni, mergând într-o insulă și simțind nevoia de reclamă, a dat la PR, l-a dat la presă, bunul prieten al lui Cătălin Băsescu și-a făcut, s-a ars la soare în Dominicană, mă rog, i-am permis asta, m-a sunat să mă invite la ziua lui, ca pe urmă să recunoască că m-a invitat la ziua lui pentru a-și face reclamă cu mine, nu pentru că suntem așa bun prieten. N-am putut să merg pentru că eram la filmări. Deși eu aș fi mers la un anonim ca el, așa, din respect că ne-am cunoscut, dar filmările m-au făcut să m-au oprit, mai bine. Și pe urmă a făcut o felul de afirmații de genul ăsta, pentru care... Tu zici că îl dai în judecat. L-am dat deja. Cu toate aceste înregistrări, cu toate aceste... Pe ce? Pe defăimare, pe calomnie, pe ce? Multe capete. Va avea mult de plătit. Asta este. Da, păcat că... Nu cred că poate să-mi spună cineva că îi sunt dator cu ceva sau poate să fie frumos. Foarte multe persoane care pot spune cât de mult am ajutat, necondiționat. Și n-am cerut niciodată nimic de la nimeni și nu am nevoie de nimic de la nimeni. Știu, atitudinea asta ai avut-o mereu, ai tot repetat și cu toate astea, iată, te vâri în fel de fel de combinații, da, care... Eu credeam că a fost așa o chestie, dar ipocrizia. Am spus, cum poți să dai într-un ziar ca PR, cu 3 săptămâni înainte de această calomnie, bunul prieten al lui Cătălin Băzatu a fost în insule, deci se folosește de numele meu, iar peste 3 săptămâni îmi spui, îl concediez că nu-și pe PR-ul meu. Eu eram PR-ul lui. Măi, băiete! Măi, burlacule! Mă rog, din contră, da, nici. Asta da. E tot, mă rog. Dan Chiriac se numește domnul, pentru că nu i-am pomenit. Un moft. Va plăti pentru asta. E adevărat. Acum fiecare doarme după cum își... Mi-am spus, eu din păcate pentru el, eu chiar dorm pe niște șinșile și fac și alte lucruri, iar hainuțe, gecuțe din șinșila aveam când el să juca... Niște oameni răi, tăiați niște animale atât de drăguțe. Da. Da, să știi, eu am un avii acasă. Nu a fost... Eu am avut două și le-am dat că erau rele. Da. Da. Ți-a dat pocăciulă. Ai trăit tu cu Bianca, nu mai poți trăiești cu două șinșila. Adică asta deja este o dovadă. Am trecut la next level. O dovadă de slăbiciune. Dacă ai rezistat, ce face, mă, dihorul? Dacă ai rezistat lângă bine. Bianca, lângă două șinșila, e ca și când ai avea două porumbițe. Da. Mă rog, comparația a fost așa. Nu a fost singurul scandal în care ai fost implicat. Pe vremea burlacului, înțeleg că un grec a amenințat-o pe o concurentă de la emisiune, agenția lui Nikos. Nikos Kudunis. Da. Da, nu știu. Da, am văzut emisiunea și am fost revoltat în primul rând pentru că
o acuza că a câștigat sume foarte mari de pe urma burlacului, ceea ce nu este adevărat. Fetele de la burlacul nu sunt plătite, au o diurnă care abia le ajunge să aibă un trai decent, deci ele nu sunt plătite cu niște sume așa de mari încât să poți să plătești unui așa zis impresar sau unei agenții. Iar domnul acela o acuza pe Cezara, pentru că de Cezara este vorba, de finaliste, da. De tot felul de lucruri. Și spunea că ele are o agenție serioasă, cu manechine care fac hostess, inclusiv aici la, și prezentări de modă, inclusiv la Cristi Brancu, spunea. Și am încercat să explic că și încă o dată mă el folosesc de acest lucru. Că firma lui a obținut locul la burlacu. Eu mă îndoiesc că o firmă poate obține lucru, pentru că este un casting. Este public. Un casting la care vine, poate veni deci, oricine. Exact. Și n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Noroc, că, sigur că da. E fata lui. Un loc la Local Combat ca fată de ring și un loc într-un serial pe Prima TV. Da, știi ce nu fac? Care e deosebirea între o agenție de modele și o agenție de hostess și de fete? Mare. Deci alea care sunt modele fac modeling, celelalte fac prezentări prin cluburi, pe la antenă, care dacă n-ai bani să plătești, cum antena nu plătește foarte bine manechine, ia de la ăștia care dau bani, care dau manechine moca doar ca să le promoveze. Păi dacă există de ăștia, de ce să mai plătești? Păi exact, da, dar alea nu sunt manechine. Să le vezi pe fete de prin cluburi sau că fac hostess, ăla înseamnă, eu ți-am repet, e o mare diferență. Cum așa, nu manechine ca statut, dar ele arată bine. Dacă ele acceptă dacă au silicoane noastră. Și sunt așa bucurate, înseamnă că sunt manechine. O manechină trebuie să aibă peste 1,75 m, să fie slabă. Da, o manechină și trebuie să aibă silicoane sau nu? Depinde. Dacă nu are deloc, eu să știi că în aproape toate prezentările mari pe care le-am nu văzut, sunt. Nu sunt cu silicoane. Cele de la Victoria, ai să râzi, în ultima, Secret, da, în ultima perioadă, intimă, la Victoria da. Secret se permite. Eu vorbesc de creatorii dar de mod. Dar deja sunt top modele care și-au făcut, mă rog, nu vorbim. Uite, de exemplu, Gisele Bündchen n-are silicone. Și are și nu știu câți copii, 3 copii, câți are. Nici nu mai știm ce... Dar Bianca e manechin. Bianca... Tu spui că arată perfect, are silicone. Da. Hai să nu vorbim de Bianca. Deci mă, a venit, uite, a plecat de la filmări. Mă rog. De ce m-a plecat? Pentru tine, nu pentru mine. Nu, i s-a făcut dor de noi, a venit la emisiune. Asta e altceva. Am primit-o cu brațele deschise. Acum ghinionul ei că te avem pe tine. Dar nu știa... Să stea și ea supărată. Veniți și ea să distreze. Da, acum se poate spune că sunt în Grecia. Nu? Că dacă m-am gândit cu ea. Nu, eu sunt în Grecia. Așa, și ca să fii tu satisfăcut, ar trebui să plec până în Grecia, nu? Este... Vezi că mai ai puțin până la avion. Poți să pleci unde vrei tu, Bianca. Pe lună. Este la fel. Și pe Italia și pe o Franța, să plâng să mă întorc înapoi. Este la fel de cald ca în Grecia. Cât mai aveți de filmat? Că o să o iau de la voi de acolo. Că văd că nu te comporți frumos cu ea. La noi e ținută în puf. Da, la voi doar e ținută. Da. Luați-o înapoi. Întreținută. Noi o ținem numai în palme. E pe fund. Jap. Luați-o că ăla e locul ei. Dacă, uite, nu sunt băieți cu bani acum la burlacu? La burlăcița, pardon. Uite Crudu cum îi sticlesc ochii. Ai, Stoiane. Crudu, tot ce scapă atent. Bianca de stai mână. Stai liniștită că arată bine, n-au bani. Te repezi. Arată bine. Atât, nu? Sunt n-au și bani. Cu bani. Nu știu, că nu i-am controlat. Sunt și cu bani, arată și bine. Ți-am spus, în diverse tipologii. Asta zic, s-ar putea să o pierdem definitiv. Te văd atunci, să te văd atunci ce-ți rozi unghiile. Eu? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am trimis-o cu mâna mea. Îi facem perfuzii cu audiență. Am trimis-o cu mâna mea. No. Apropo, tu iar ești într-o perioadă în care nu te mai interesează nimic pe viața amoroasă, nu? Singur și holtei. Mă interesează ceea ce fac și vreau să demonstrez că fac bine. Mă interesează cu Violeta fashion-ul. S-a terminat, nu? Da. Mă interesează fashion-ul, emisiunea Burlacul, Burlăcița și Next Top Model. Atât. Unde nimic sunt? Altceva. Fete mișto. Adică ai putea să te combini chiar și la locul de muncă. Știi că de cele mai multe ori oamenii se combină la locul de muncă. Te combini sau nu te combini... Și șomerii unde să combini? N-au niciun fel de relevanță. Sunt doar chestii de unică folosință. E, hai da. Că nu sunt. Cum de unică folosință? Unică dacă folosință. Ai o relație de un an, doi... A, nu, dacă ai. Dar în cazul de față, nu. Unică folosință. Asta e urât la adresa lor. Pentru că e posibil să fie avut ceva relație de și oameni, fetele să considere Dane, că ești... Și eu realizez că sunt folosit de oameni în general și profesional și de ce să nu folosești și oamenii? Ba, nu zice să fii ipocrit? Nu, corect. Nu zice nimeni că nu ai niciun drept să-i folosești. Doar că sună urât când spui așa. Glumesc. Nu mă interesează altceva decât profesia mea.
Nu mă interesează. Tu ai spus că ai fost folosit și profesional și în alte domenii. Adică ai fost un trofeu și sexual? Da. Și ai un trofeu sexual. Da. Și Cruduț ai un trofeu sexual. Și orice... ce trofeu? Ce coarne ar trebui să... Nu mai bătrânul. Nu deci, e trofeu sexual. Deci, e trofeu intelectual bătrânul. Dar ne asumăm lucrul ăsta atunci când devenim persoane publice și îți asum și faptul că poți trăi toată viața singur, fără să intri în stări de depresie, să iei pastile sau să ajungi pe la spital. Ți-asum lucrul ăsta. Vezi ce vrei. Pui în balanță. Vreau să nu fii e vedetă. Niciun apropo ai. Nu. Ba da, direct la mine. Poftim? Dacă omul zice că nu pastile? E, de ce te simți tu? Eu nu am spus nimic. Eu am spus doar că sunt oameni slabi, care atunci când sunt singuri... Și eu am singuri... zis că e foarte slab. Nu, slabă ca ea. Slab. Și cu toții avem momente de slăbiciune și eu am avut. Anorexici la caracter, să spune. Cătălin, adu-ți aminte de un interviu pe care l-am făcut noi înainte vreme, cu mulți ani, când spuneai că stăteai pe marginea prăpastiei. Da, păi și eu nu e bine să râzi de oameni păi în depresie. Păi dar nu râd. Pentru că tu ai fost într-o depresie majoră atunci. Tocmai asta spun. Eu știu, vorbesc din experiență și de aceea nu mai vreau nimic în viața mea. La asta vreau să spun. Am trecut prin lucrurile astea. Pot se vorbi... frică de noi depresii? Nu, pentru că nu mi se mai pot, nu adică pot repeta greșelile. Adică o relație te poate aduce iar în... Nu, că nu mai pot repeta greșelile pe care le-am făcut. De-aia am ajuns la maturitatea deci asta, că altfel... Deci vei avea numai relații în care cântă cocoș. Nu, dar... Vei face ce vrei. Deocamdată voi avea relații permisive, relații extrem de lejere, care să nu-mi frece icra, și care să nu mă distragă cu nimic de la ceea ce fac acum. Pentru că ceea ce fac acum este... asumat și îmi place. Deci, repet, fashion și televiziune. Da, până la urmă, sex e o necesitate. Și nu poți să trăiești numai din relații de o noapte. Zic de și ce? Eu. Adică, mă rog, poți. E interesant, diversifici peisajul. De la... N-ai avut destule? E monoton, așa. Păi bune, de ce vrei să fii oprit? Deci îți dai seama acum, zici că e și trofeu, că îți dorești numai relații de noapte, de mâine încolo s-ar și putea... Și câte eu. Zile mai are anul ăsta? S-ar putea să mai ai vreo 170 de relații până la finalul și eu am, și eu am fost un trofeu chiar anul ăsta. Pentru deci, cine? Pentru diverse persoane, mai cunoscute sau nu. Știam că sunt un trofeu. Hai că asta e interesant. În afară de Bianca și Violeta? Păi pentru ele n-a fost un trofeu. Păi nu, ele au... Mă rog, pentru Bianca ai fost relație, pentru Violeta nu știu ce ai fost. Dacă ai fi fost trofeu, ai fi fost pe perete cu niște coarne, uite așa de mari. Ei, păi am avut coarne și eu ce zic, că am scăpat de coarne. Stai, păi, nu este bărbat fără coarne. Dar care sunt persoanele alea pentru care ai fost trofeu în afară de acestea? Anul ăsta, că anul n-a început decât de vreo 6 luni. Și noi nu știm de niciunul. Au fost. Bun asta, adevărată, de și nu știți voi. Anul ăsta n-a început decât de 6 luni. Mă rog, am pus pe capa. Deci în vreo șase luni. Nu, dar trebuie să ne asumăm chestia asta și eu cred că e firesc. Cred că pentru fata aia din Italia, nu? Deși, e destul de cunoscută ca să fie ea trofeul la rând. Nu, eu am fost trofeu pentru ea. Da? Recunosc. Valeria eu, pentru italieni, poate că am fost cunoscut datorită prezentărilor pe care le-am făcut la Milano Fashion Week acum 7 ani. Deci mai pe românește, cum zic foarte mulți invitați, a vrut să se ridice pe spinarea ta, nu? Nu știu. Deși tu ai vorbit foarte frumos despre ea la început. Despre adică cine? Despre ea, vorbeai frumos. Despre Valeria? Da, o prezentai ca pe o mare creatoare, adică n-ar fi avut nevoie să se sprijine de... Nu, dar am spus trofeu, să se sprijine de cineva. Păi nu, trofeu în sensul... Nu, n-am înțeles. Deci relația mea cu Valeria este una extrem de specială și dăinuie în continuare. Deci, și Oana Roman are o relație specială cu Ciubotaru. Cu cine? Oana Roman. Cu Ciubotaru? Cu George, da. Tu știi? Ei, cum să nu știu? Uite, am avut noi. Se vede că e plecat. Nu, am avut noi un serial de 4 seri la rând. Ce-a mai făcut Ciubotaru? De George, da. Nu știi când au venit 4 iubite de la lui să certe ei, să spună că doar 4? Care este Ciubotaru? Mă rog, 4 în orele alea. Bă, femeile sunt nebune, în general. Da, hai să lămurim asta cu Valeria, să nu crede deci, lumea. Că... Deci relația mea cu Valeria este una specială. A început din punct de vedere profesional. N-am ascuns nimic... Am lucrat pentru ea, sunt designerul casei de modă, am făcut prezentări la Săptămâna Modei împreună. Dar cu toate astea spui că ai fost un trofeu pentru ea. După sexual care, sau profesional?
cum vrei să-l iei, nu comentăm dacă acest lucru. Dacă le iau profesional, să înțelege ascuns, că s-a ridicat cu spinarea ta. N-am ascuns faptul că am fost împreună la Cannes, că asta am petrecut zile împreună, că ne-am văzut. Nu, dar e bine vedem de făcut. Ascultă-mă puțin delimitarea. Că dacă ești sexual, nu e nicio problemă. Dacă ești un trofeu profesional, înseamnă că spui că s-a folosit de tine ca să urce în carieră. Nu s-a folosit de mine ca să urce în carieră. Eu i-am adus un plus la colecțiilor pe care ea le-a... Reciproca nu-i valabilă? Ea nu te-a ajutat deloc? Nu te-a inspirat? Da, nu. Pentru mine a fost onorant să lucrez cu o diva a Italiei. Valeria Marini a făcut zeci de filme. Deci acum ea s-ar putea supăra dacă o atace. Nu se supără. Dar n-am spus-o ca să se supere. Doamne ferește, din contră. Am spus că eu am fost aspirina. Săracului. Mă rog, bogatului. Deci, și mi-am asumat asta. Deci e o femeie frumoasă, celebră, cu adevărat, care a făcut lucruri adevărate. De ce s-a rupt relația? Erați la prag, în prag de logodnă, sau cel puțin așa scria presa. Ce n-a mers? Nu știu dacă n-a mers, că încă merge. A, încă e o relație în derulare? Nu știu, merge. Acum două săptămâni, dacă te duci pe TG4, nu știu cum se cheamă emisiune, o să vezi că presa italiană o întreabă cine este viitorul logodnic și apar două poze. Cine? Berlusconi și mai cine? Un domn și eu. Dar n-am comentat nici aici, nici la cei care m-au sunat din Italia, pentru că nu e cazul să comentez. Conform apropiaților lui Bote, Bote nu era pregătit sensoare, iar Valeria ar fi vrut să facă acest pas cât mai repede. Totul s-a terminat fără scandal, iar cei doi au păstrat o relație de amiciție și o colaborare profesională foarte bună, pentru că românul este încă designer oficial al casei de modă pe care o deține Valeria în Italia. Este o cine, în libertatea de cine sunt apropiați, în primul rând? Asta nu știu, asta că, știi acum cum asta? Citeam, acum sursei, citeam sursa. Era libertatea din 21. Se spune că am auzit că, în primul rând, că nu există apropiați în ecuația asta. Care aveți prieteni comuni? Nu. Care să spună asta unui ziar. Și doi, nu e treaba lor. Deci știrea asta de Libertatea e falsă. Nu mai comentez știrile din ziare. E o știre din Libertatea pe 21 iunie 2011. Cancanul din 27 mai spunea Valeria Marini se mărită. Botezatul devine soț. Da, tu spuneai că... pe 25 mai, dacă Valeria a spus că sunt iubitul ei, atunci păi o lasă dacă așa. Dacă a fost sunată și a avut tatăl pe o să o sune și ea a spus da, ce să o contrazic eu pe femeie? Corect. Și mai face o declarație care acum... privită, deși e pe 2 mai, prin prisma celor spuse de tine, o putem interpreta altfel. M-am folosit de sex și da, sunt bună la pat. Deci iată... Cine a zis ea? Ea. E în clicul din 2 mai. Acum luăm cu... Păi da, mă, deci o femeie bună la toate. Iată, caută și ea trofee până la urmă. Păi da, asta spun. E o femeie bună la toate, a făcut ceva pentru Italia, face în continuare, este foarte căutată, este foarte cotată. Dar este clar că relația nu mai este una atât de apropiată. Este doar o relație, ești designer oficial al casei ei. Da, este o relație atipică. Atipică. Ne vedem, punctăm, cum vrei tu profesional sau cum vrei și altceva, iar toate declarațiile îi aparțin. De ce insist? Pentru că încerc să găsesc similitudini între felul cum s-a desfășurat relația ta cu Bianca și felul în care s-a desfășurat relația cu Valeria. Mi se pare la fel, adică a avut un ascendent, un foc de paie și apoi... Încep să nuanțez declarațiile, ba chiar să arunci răutăți. De exemplu, Valeria, în ultima perioadă aș fi putut să mă văd cu ea mult mai des, dar din cauza acestor filmări n-a fost să fie. Da. N-ai tu prieteni? N-auzi că n-au prieteni comuni. Trebuie să luăm publicitate, că am depășit de mult intervalul. Revenim pentru a comenta câteva imagini de astăzi sau cred că de ieri, în care... o veți vedea-o pe Monica Columbeanu și cum înțelege acum mai nou presa să facă presa. Publicitate și revenim. Am revenit. 1272 puteți trimite SMS-uri pentru că suntem aici să le citim. Vreau să citesc unul singur care a venit în timpul discuției pe care o am înainte de publicitate. Suntem în continuare alături de Cătălin într-o scurtă pauză de câteva ore
de la filmările Burlăciței. Da. Suntem și cu Burlăcița într-o formulă completă, o burlăciță tristă, pentru că iată relația tristă ei. Tristă este căprioara. Da. Relația ei de dragoste cu Cătălin s-a transformat într-o relație în care își aruncă săgeți unul altuia. De ce, măi, e una profesională, e foarte frumos. Corect, să dai din s-a transformat într-una profesională. Profesională. Cele mai multe sunt invers. Dintr-o relație profesională se petrece una personală. Asta e. Vă implor, vreau să iau legătura cu Cătălin. Poate este pe recepție cea care a trimis mesajul sau cu cineva din apropierea lui. Sunt o fată simplă și nu vreau decât să mă ajute să-mi găsesc un model de rochie simplă care să mă avantajeze în partea pieptului. Vă rog, ajutați-mă pentru că simt că îmi pierd mințile. Înțelegi? Da. Nu vă pierdeți mințile pentru dar și încrederea în mine. Te implor, Cătălin, ajută-mă. Eu vreau să mă leg de mesajul ăsta să întreb dacă tu te mai ocupi de meseria ta de bază, dacă sigur. Mai ai atelier, mai ai, uite, sigur. Își pierde fata mințile. Nu. În primul rând am ateliere, mai deschid unul, cebestor.eu vă stă la dispoziție cu zeci și zeci de... Da. Cătălin Botezat. Oricum, dacă dați pe Cătălin Botezat, vi se deschid și magazinul online și tot ceea ce ține de mine. Acolo găsiți toate noutățile în materie deci eu de modă. Deci ajuns pe fata să nu își piardă mințile? Acolo găsește și numărul de telefon de la atelier și nu o să vă pierdeți mințile, o să fiți cea mai frumoasă fată și din cauza pieptului. Într-o rochie superbă. Acum cum o fi pieptul? Prea mic sau prea mare? De ce cauza îți pierzi mințile? Când le ai mic sau mare? Uneori îți pierzi mințile că le ai prea mici și atunci... Bărbații de ce îți pierzi mințile? Când o au mică, nu când o au mare, nu? Mă rog. Deci asta e cel mai important, asta am vrut să punctăm ca să trecem mai departe. Te ocupi în continuare da, și de... Da, da. Bă, dar am văzut o reclamă, te-a pus să faci cămăși? Asta e cămașă făcută de tine? Fac, măi, faci de mult? De un an și ceva de zile. Sunt cămăși botezatul, chiar acum am scos linia de vară, foarte spectaculoase. Nu, asta e o cămașă de la prietenii mei de la Ego. Aha. Acolo, pentru că nu pot să-mi asigur toată vestimentația pentru cele două emisiuni și atunci... Era mișto și prindeam ocazia să-ți fac un compliment. Mulțumesc. Dacă nu e a ta... Nu pot să mă laug cu ce nu e al meu, le mulțumesc și lor de la Ego că mă sprijină în sensul acesta, dar fac cămăși asemănătoare, la fel de frumoase, de la cămăși de ceremonie, deci cele pentru nunți, botezuri și alte alea, până la cămăși de zi. Și avorturi spontane. Și avorturi spontane, da. Se poartă din nou pătrățelile la cămăși? Se poartă foarte mult carourile, se poartă mult culoarea. În primul rând, culorile fosforescente. Carouri mari sau mici? Tari, mari. Carouri mari. Mari, mari. Bă, dar parcă ai fi mici de ăsta de investigații. Să mă informez și carouri mari și mici, dar de ce mari, dar de ce mici? Nu vreau să poartă mult portocaliu. Stoian, bă, că ești în trend, ai mulți de carouri. Carouri, am uite aici am carouri. Are unul singur foarte mare, cât toată cămașa, de fapt e un carou. Bianca, ce mă acrașa? Să ai tu mai veselă. Scrie lumea, uite, de ce e Bianca supărată? Eu obosită de la filmări. Bianca, nu mai fi supărată, Cătălin nu o să te înțeleagă niciodată. Da. Nu, da, da? Ea e așa agră, e obosită de la filmări. E obosită la filmări? Da. Păi da. Păi tu nu ești obosită la filmări? Și dar numai că l-am terminat acum două ore, iar a terminat ieri. Acum două zile. Ea muncește mai repede, mă. Da. Bang, 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 și bang, bang, gata. Și mai mult. Da. Plus că ea trebuie să se relaxeze, asta să aibă mintea limpede, să aleagă cel mai bun asta, burlac. Tu știi cum e, că aia cu orgasmul, știi, cu mimatul orgasmului. Dane, ea mimează filmările. A, nu. Nu, că știi de ce... Dacă mimează filmările, vreau să-mi spună și mie să mai plec și eu. De ce mimează femeile orgasmul? Că și bărbații mimează preludiu. Corect, corect, e adevărat. Preludiu. Preludiu, da, corect. E adevărat. Trebuie să fii atent când vorbești tu, aruncă-ți privirea din când în când la Crăduța, că uite așa e, parcă îi faci, parcă vede șarpele ca, uite așa îi face. Pe când aude de atâți bărbați care rămân liberi. Crăduța. Sau vrei să-l vrăjești pe Cătălin? Ia stai că nu m-am prins. La Cătălin te uiți așa, fix? Eu mă uitam un gol. Dar niciun caz tulbure, nu? Nu, nu te uiți tulbure. Să uită în gol, specific femeilor. Să uită în gol. Să uită tulburel. Da. Să uită tulburel, da. Vă rog, hrăniți-o pe Bianca, arată ca o mumie. Uite, vezi păreri. Păreri. Și tu zici că arată foarte bine. Programul național, hrăniți-o pe Bianca. Nu trebuie toată lumea să fie de acord cu mine. Eu spun că arată foarte bine, din punctul meu de vedere. Acum, din punctul celorlalți de vedere, dacă... Nu faceți așa ceva acasă, eu sunt dator să vă spun. Nu luați modelul Bianca, pentru că este un model periculos. Pentru că s-ar putea să intre în cap că vrea și mai rău să slăbească, și mai rău, și mai rău, și mai rău, și pățești cine știe ce grozăvii. Vreau să vă arăt o filmare cu buna ta prietenă, cred.
că nici nu mai știu că tu cine? Se schimbă relațiile. Nu mă, stai, raportate la tine numai despre Monica Columbean. Da, e o prietenă, nu e bună. Mă rog, dar okay. O luăm ca așa la bunul meu prieten Florin Chiriac. Da, corect. Da, facem ca la cușinșila. E o prietenă, e o fată cu care am colaborat, un model ok. O femeie, o mamă, cred că la un moment dat ai atacat-o, la un moment dat i-ai luat apărarea. A pierdut fetița, se pare definitiv, da? S-a pronunțat divorțul. Se pare că are o înțelegere cu Irinel, ceea ce asta ridică foarte multe semne de întrebare. Care o înțelegere cu Irinel? Dacă și-a dorit copilul sau a dorit doar mare parte. Eu am spus că n-am nimic și nu pledez pentru Irinel, că la un moment dat am fost interpretat greșit. N-am nimic cu Irinel, nici cu ea. Am vrut, mi-am dat cu părerea, în sensul că acel copil nu trebuia plimbat de colo-colo. Dacă a rămas la cineva, atunci... Păi asta a zis toată lumea. Sper să-i fie ok și să se înțeleagă ei despre între asta ei, era vorba, despre plimbarea asta, naveta asta absolut dementă între dacă ea are de gând să facă aceste drumuri în permanență și aceste drumuri îi vor aduce un beneficiu, atunci e bine să rămână la Irinel și sunt sigur că Irinel îi va permite să o vadă ori de câte ori ea își dorește. Am înțeles. Hai să vezi o filmare, pentru că știu că n-ai mai apucat să te mai uiți la televizor, îmi spuneai și în pauză, despre cum a fost primită Monica Columbeanu de către ziariști în momentul în care a sosit în România. Hai să dăm film. Se doar de fica ta? Da, mi-e foarte dor de Irina, mă scuzați. Îmi pare rău că a trebuit să așteptați atât. Te duci la ea să vizitezi în seara asta? Ce cadouri ai adus? Da, vă rog, vă rog. Ce cadouri ai adus, Monica? Ce-ai făcut acolo? Ce-ai făcut contractul din America? Ce trebuie să faci pentru $1,000,000? Vă rog. Auzi, ar fi mai bine să rămâi pe loc. Monica, pentru $1,000,000 ce vrei să faci în state? Mă scuzați. Deci să nu fii zic pe ești. Mulțumim la fază. Mersi. Sunteți agent de fază? Da. Și ce faceți aici? Eu vă rog frumos să ieșiți afară. La Bacău nu era așa, mă. Era mai mișto în Bacău, nu? Eu zic să-ți cumperi ce ai nevoie. Ce pastile de Monica? Vă rog frumos, sunt într-o farmacie și normal ar fi să mă lăsați în pace, nu? Ei, n-ai, ești într-o farmacie. Doamne, ce chestie! Nu puteam să ne dăm seama dacă nu ne ajutai tu. Mă rog cu cele trei cuvinte. Învățate pe zi din Dex. Ce pot să dată o zi? Bă, nu vreți să crezi. Ai mers cu geamul deschis la avion? Te-a tras curentul? Ai probleme cu vederea? Gura, nu văd. Băi, sunteți insuportabili. Noi sau ea? Aveți un cutău fantastic. Da. Asta căutat, asta a găsit. Nu ești nouă ceva. Din milionul ăla. Spuneți-mi mie cum pot să intru la pinul. Acum. Dacă tot am ajuns la pine, spui și nouă cu cine faci banking? Ești afară. Sper să fie o intervenție să vă ia pe toți. Întotdeauna eu am luat partea presei tabloide pentru că fac parte din ea, de 20 de ani fac așa ceva. Dar dacă cineva a pus vreo întrebare inteligentă aici, o șleactă de idioți care nu știau cum să facă mișto de ea. Poate că este partea proastă e ca un colțit-o. Nu, poate că este și răsplata pe care acum ea o primește față de cum s-a comportat ea în toți acești ani. Dar există o limită totuși. Însă, nu se poate. Unul la mână, acolo era o farmacie cu un bodyguard în ea, deci nu aveau ce căuta să dea buzna. Da, poate deci că în orice țară coadă civilizată probabil că erau spulberați din acea farmacie. Doi la mână, întrebări mai tâmpite ca în acest... scurt material, nu am văzut în viața mea. De ce e pastila de a doua zi? Ai mers cu geamul deschis oricum, la avion? Mi-a plăcut de ea că i-a adică tratat glumițe foarte atât elegant. De, atât de prost gust. Le dă clasă, părerea mea. De la comportamentul pe care l-are, educat, eu în care nu jignește pe nimeni, în care își cere tot timpul scuze, până la faptul că n-are ipostat, poate altele ar fi dat și o poșețică peste dinți. Păi, hai să spun un secret. Asta așteptau. Deci în momentul în care vii, pentru că mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori, în momentul în care vin la tine și te întreabă fel de fel de tâmpenii și tu îi zici, băi, vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Pentru că în principiu cam asta le-a spus. Da, că dai pormân, el zice, m-a bătut.
Nu e mai bine să-l arăți ce am arătat eu la botezul tău, să te lase lumea în pace? Simplu. Da. Nu poți să-ți arăt că luăm amendă. Okay. Mă rog, anumit acolo deget. Nu se potrivea cu momentul. Ba, se potrivea că nu intrasem în biserică și am arătat cu mâna stângă, cu dreapta mă închin. Dar cele mai multe, asta așa ca un exemplu de cum, de cum se face presă tabloidă, pentru că cele mai multe materiale din presa scrisă sunt urmarea acestor provocări. Nu vreau să-i țin partea ei. Pentru că în situația ei da, e oribil, poate fi oricare dintre persoanele publice. De peste 20 de ore. Probabil că era obosită, n-avea chef de declarație. A și spus la un moment dat că o să facă declarație atunci când o să creadă ea de cuvință. Lăsați-le în pace, ce aveți? Da, nu, mă rog, tehnica este provoacă ca acel personaj să aibă o reacție, indiferent verbală sau fizică, o reacție violentă, ca apoi să poți să... Nu e nimic, apătoși, există un Dumnezeu. Publicul, ia uite cum se comportă cu Tărescu. Există un Dumnezeu. Dar, repet, poate că Dumnezeu acum așa a acționat, apropo de ce spui tu, că există un Dumnezeu, pentru felul cum s-a comportat Monica cu presa an de zile. Presa, nu e adevărat, hai să spunem cum. Monica s-a comportat în felul următor. Presa a rugat-o să facă tot felul de regii și de scenarii, ea le-a făcut... Le-au făcut de comun acord, s-au luat uneori bani, uneori au avut un plus de imagine. De ce? S-a folosit de ea? Acum de ce nu o înțeleg? Da. Nu, e urât. Adică până la un anumit moment a fost joacă. Din momentul în care s-a trecut pragul și din joacă s-a trecut în lucruri serioase, adică lucrurile au început să se complice, să devină... S-a trecut de la comedie la dramă. A început să nu-i mai convine relația cu presa. Băi, dar e firesc. Ei. Plus da. Că ei, da, dar întrebarea, ce ți-ai pastila de-a doua zi, cum ți se pare? Grobiană. Deci este normal. O provocare ordinară, o mitocănie pe care un ziarist, dacă respectă această meserie, nu are dreptul să o pună. No. Decât dacă într-adevăr o vedea că își cumpără sau cere... Plus că mie mi se pare atenția pe care se dă acest subiect, zeci de camere și de... Asta nu e de comentat. E firesc. Atenția e firească. De ce e firească? Pentru că a fost un caz care a ținut primele pagini și cifrele de rating de a doua zi și vânzările ziarelor confirmă că publicul are un interes major vis-a-vis de această... să reușească în America și să le dea un mare flit tuturor aici în țară. Îmi doresc din tot sufletul să reușească acolo să demonstreze că poate fi tare și acolo și va face asta. Mă rog, eu nu am astfel de dorințe pentru că nu sunt atât de implicat. Pentru că poporul ăsta asta merită. Cancanuri ieftine, chestii grobiene, cum spuneai și tu, nimic altceva, nu merită calitate. Ok. Asta le și o femeie totuși. Cătăline, deci eu nu pot să fiu atât de drastic. Exact, eu nu vreau să duc discuția dacă, în zona asta, dacă într-o farmacie, nu ești protejat. Și tu ești până la urmă un produs al poporului ăsta. Nu poți să spui că poporul ăsta nu te merită pe tine. Dacă accepți așa ceva, arăta televiziuni, filmează așa și dau asta poporului. Nu se poate așa ceva. Păi stai puțin că asta eu n-aș implica publicul care nu are nicio vină că ziaristul a pune o întrebare. Care sunt reacțiile publicului? Ai reacții la ce s-a întâmplat astăzi? Că lumea zice foarte bine, i-a zis ăla. Băi, zic bine, i-a zis ăla, bă. Nu e așa, e femeie în primul rând. E posibil să existe astfel de reacție. Eu am luat reacție în nume personal, vis-a-vis de întrebări pe care le pun colegi de-ai mei, de presă. S-au filmat-o cu camera ascunsă în avion. Ai mers cu geamul deschis la avion? Băi, băiatule, păi așa ceva... Cea mai mare ilegalitate au făcut în aeroport când... Deci dacă ea acum, și sper că avocatul e pe fază, când au fost la lounge, la business lounge, în care nu ai voie, e ca și cum ai întrebat la aeroport dacă pasagera colombeană este pe cursă, n-are voie să spună altceva. Normal. Același lucru este valabil și pentru salonul acela VIP. Corect. Ei au filmat, am văzut astăzi la Simona, au filmat caietul în care ea s-a înregistrat. Nu e voie. Au comis o ilegalitate. Aici nu sunt de acord cu tine. Ba da. Din punct de vedere al presei tabloide, poți filma oriunde vrei. Pentru că suporți consecințele. Dacă oamenii aia de la aeroport hotărăsc să-i dea în judecată, o să-i dea în judecată și o să plătească pentru aeroport, asta. Aia de la aeroport o să... Aia o să ia castane până... Da, normal. N-au voie. Ea asta dacă e. Face reclamația acum acelui salon din aeroport, a câștigat. Asta e, da. Să suporte ăia de la aeroport care n-au știut să-și protejeze clienții VIP care au acces în acel... Sigur că nu e presa de vină. Aici presa nu-i de vină. Nu. Dacă eu, idee, după atentatele din 11 septembrie, am ajuns până pe pista de la... Ea a fost un material celebru la vremea respectivă. Până pe pista de la Otopen, când se instaurase niște măsuri de astea de securitate explicită și expresă, știi? Că erau la câteva zile s-a întâmplat după atentatele din America. Și toate aeroporturile din lume intraseră într-o alarmă de asta de gradul zero. Și eu am intrat până pe pista de decolare cu niște pachete portocalii, eram la Jurnalul Național,
care, vezi, doamne, reprezentau niște bombe și le puneam pe sub avioane, știi? Până a venit unul și m-a arestat, mă rog, de la poliția de acolo. Dar eu ajunsesem până pe pistă, știi? Da. Nu e vina mea ca ziarist că am ajuns acolo, e vina lor că erau atât de tâmpiți încât am trecut până ei ca prin brânză. Da, nu e vina presei că a filmat aia. Vina presei, singura vină în situația de față, este că nu a avut inteligența necesară să pună niște întrebări ok. Singura vina presei e că nu știe să exploateze momente de genul ăsta. Și asta și de ce? Pentru că în zona asta... Să exploateze în sensul bun și în sensul, cum să spun, constructiv. Eu n-am văzut afară. Am văzut întrebări și hărțuială de genul ăsta cu întrebări puse la obiect. Nu, de ce ai, bă, bucle? De ce ai ochelarii mari? Sau întrebarea, ce-ai făcut un milion de euro în America? Da. Tot tendențios. Da. Păi, pune în America o întrebare de asta lui, nu știu, cui să zic, unui boxer, că te spulberă ăla, știi? Mă rog. E jenant, oricum. Da. Luăm publicitate și revenim pentru final. Da, am revenit pentru câteva minute, doar pentru că s-a terminat aproape prima emisiune din restul celor multe pe care le vom avea până intrăm în vacanță. Nu suntem privilegiați cu tu. Când intri în vacanță? Ce? În două săptămâni, trei. Eu în aprilie la anul, cred. Nu mai zice de-astea că te aud. Te aud, deci nu trebuie ne pune și pănuiești. Nu, pe cuvânt, deci întreabă-ți. Alo, turnul? Păi, da, tu, bravo, baza. Turnul de veche. Nu există pauză deloc în filmări. Pentru că, așa cum spuneam, în fiecare joi... Burlăcița se termină. Deci, în fiecare joi va fi Burlăcița, după care intre Next Top Model 2, apoi Burlacul 3, Next Top Model 3. Și uite așa o să vă ținem în... În fiecare joi. Și facem și Burlacul. Cum sunt compilațiile alea de muzică. Dar alea erau câte una în an, știi? Unda Bar, 1, 2, 1 la 3. Sper să, unde să aibă același audiență. Cel puțin pentru Burlăcița mizez pe rating mare. La fiare. Unde asta datorită Biancăi. Și la medicamente. Da, zici și tu ceva. Și echipei de producție. Împăcați-vă acum la final. Hai, ca să aibă ce să scrie presa toată mâine. Dar nu sunt certat cu ea. Ce sunt certat eu cu tine? Uite-o pe Bianca. Uite-o pe Bianca. Zici că este Cleopatra. Ceea ce am văzut o poză la mare. Aveai buzele cât tot capul. Very funny. Așa și? Păi și nimic. Zici tu că ai văzut o poză cu el. Avea burta cât toate capetele de pe plajă. Ce remarcat a fost asta. Nu că era o poză, avea o poză normală. Era una unde era. De ce? Îi se vedeau buzele prea mari? Dar cum avea părul? Nu știu, blondă. Nu, dacă păi depinde cum își face părul, că i-am spus și la filmare el că în funcție de cum îți aranjezi părul, scoate în evidență mai mult sau mai puțin ceea ce... Ce chestie, uite că mie îmi place tot la mine. Vă deranjează? Da, uite, îmi place tot. Și nouă ne place tot la tine. Tocmai te-am complimentat mai devreme că arăți perfect. Vezi de treaba el. Da, Bianca, într-adevăr. Lasă că sunteți amândoi doi frumoși. Da, ai ales tu Stoian, mă. Da. La asta am vrut să zic. La Cătălin am un doial așa, la Stoian. Dar ce a spus la început emisiune. Are un truc fără greșeală. N-a zis nimeni că hai că acum Bianca, o croșetăm acum un scandal pe final. Exact. Ai venit să stai împreună cu noi, te ceri cu toată lumea, asta e bună. Când mai fi să fie dor de el, că nu l-ai văzut atâtea zile și că ai muncit atâta zile. Mâine mi-e dor de el. Vii și mâine? Da, bineînțeles, în fiecare zi. De luni până joi. Din fiecare zi? I-au dat aia aflit la emisiune. Vezi, nu ți-am zis nimic de rău. De fapt, numai la Burlăcița. De fapt, au dat-o afară de la Burlăcița, da. Vine în fiecare zi, că m-au dat afară. Am glumit, n-au dat afară pentru că nu se pune ce așa. Ce păcat. Și următoarea Burlăciță este Cruduța? Nu știu dacă cine va fi următoarea Burlăciță, chiar nu știu. Cruduța se mărită de vreo 10 ori până acum. Cruduța se mărită. Cruduța este, cred că este varianta feminină a lui George Ciubotaru. Cu 5 iubiți deodată. Buf! O să-i aducem într-o. Cruduța o vedem în vapor, nu? Nu o vedem în vapor? Ba da. 4 iulie. Capatos, nu ce-i rău cu ea? Nu sunt, mă, doamne ferește. Cred că ești invidios că amândouă sunt în emisiuni. Pe vara asta. Și tu nu ești. Da. Frate, ai văzut ce ai crescut aici? Exact. Sunt mândru când copiii mei ajung să aibă emisiunile lor. Numai peste an l-am crescut până la 80 de ani. Și tu. Și tu lângă mine a rămas săracul, da. Gata. Terminăm această ediție ca de fiecare dată cu o surpriză muzicală. Este vorba de Claudia.
Stai că nu am eu ți-am zis doar Claudia, nu mai știu care este titulatura exactă. Claudia Pavel. Excrim, Claudia Pavel, da, doar Claudia Excrim. știi ce am o mașină, CD-ul ei. L-am primit de la un bun prieten. O cheamă Claudia de la Bambu și mi-a zis, uite, CD-ul ei să-l asculți. Și ți-a plăcut? Foarte tare, felicitări. Mulțumesc. Foarte tare. Vezi ce sexy e? Mulțumesc. În seara asta am venit să vă prezint noul meu single, se numește Aura Club. Bani. Claudia. Așa. Și poftim? N-ai bani, uite că a venit fără pantalon pe ea. Da, nu mi-au mai ajuns. A venit numai cu cămașa. Și a cumpărat de toți cizme. Cizme. Mamă, cât de înalt sunt, de alea de pescar? Te doare mintea dacă spune cât costă cizmele. Nu-s de pescar, nu? Mamă. De ce vrei tu? Ai mă spata, că e frumoasă. Puneai ceva de ultimul tău singur. Mulțumesc. Da. Cătălin știe, sigur știe să aprecieze. Și eu nu apreciez, mai ales că uite, păi ești că în aceeași ținută ca cea de duminică ne-am întâlnit noi la o terasă. Numai că era mult mai sexy aceea. Dai doar într-un maieu. Tot așa, fără... Mai bine când. Flu. Mai bine vă când ceva, mai nu bine vrei? Ultimul tău single, la... da? De fapt, cel mai nou single, nu e ultimul. Cel mai nou single, Out of Love se numește. Ok, sper vă mulțumim că a stat alături de noi până la această oră. Ne revedem mâine seară. Mulțumim lui Cătălin și Bianca, cu care sperăm să ne mai revedem în această emisiune de succes. Mâine seară, 23:45, Antena 1, nou show păcătos. Vă doresc o noapte liniștită. Vă las alături de Claudia Pavel. La revedere. You